Și credincioșii din Baia Mare s-au bucurat astăzi de praznicul nașterii Domnului. La Catedrala Episcopală, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului. Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, pentru că bucurie a fost în cer și pe pământ la nașterea Mântuitorului în peștera Betleemului. Bucurie au vestit îngerii, pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Bucurie a trăit Maica Domnului când l-a văzut pe Fiul Său și Fiul lui Dumnezeu, născut și înfășat și așezat în ieslea din Betleemul Iudei. Este o sărbătoare a darurilor, pentru că Dumnezeu ne trimite cel mai prețios dar unic, un dar veșnic în lume pe Fiul Său, ca să se facă om, iar prin întruparea, pătimirea, răstignirea și învierea Lui, și prin botezul nostru creștin devenim și noi fii al lui Dumnezeu după har. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul Doxologia al Catedralei Episcopale. La final, Preasfințitul Părinte Iustin a oferit ordinul și medalia preot Nicolae German medicilor Alina Păușan și Daniela Trenișan, precum și Olimpiei Hotia, asistent coordonator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare. La final, ierarhul și credincioșii prezenți la slujbă au cântat colinde.